Salutări dragi pasionați de istorie pe YouTube și bine ați venit pe canal. Eu sunt Matei și astăzi vom discuta despre ultimul călău din istoria regiunii istorice Moldova. Oficial, în România, pedeapsa cu moartea a fost abolită pe 7 ianuarie 1990, după episodul cu soții Ceaușescu. Până atunci, pedeapsa capitală a existat într-o formă sau alta. Spre exemplu, când țara era în război, în cazul unor atentate la viața conducătorilor, sau ca formă de pedeapsă mascată contra celor care nu erau de acord cu anumite ideologii. Că despre execuțiile publice, ele au cam încetat să existe pe teritoriile românești încă de pe la jumătatea secolului al XIX-lea. În Moldova, de exemplu, ultima execuție prin spânzurare a avut loc în anul 1847 și tot atunci și-a încheiat activitatea și Gavril Ciobanu, ultimul călău din istoria regiunii. Dar, pentru a înțelege mai bine cum și-a pierdut slujba, trebuie să înțelegem mai întâi povestea din spate și vom începe cu începutul. Gavril Ciobanu s-a născut în jurul anului 1824 într-o familie de robi de etnie romă, de pe moșia mănăstirii Ceatățuia din Iași. La vârsta de 17 ani, familia lui Gavril este vândută și acesta decide să fugă și să se ascundă în pădurile din jurul orașului. Se apucă de tâlhărie și la început operează de unul singur. Mai târziu se alătură bandei lui Ion Chetrariu, un tâlhar celebru despre care se spunea că făcuse deja o avere din furturi. Liderul bandei îl acceptă pe Gavril în organizația lui pentru că era omul de care avea nevoie să ducă la capăt treburile murdare. Mai exact, Chetrariu avea o slăbiciune destul de mare pentru breazla din care făcea parte. Era un tip credincios și nu lăsa inima să comită crime. În schimb, Gavrilă era mai mult decât dispus să omoare și să schinjuiască victime. Ba, se spune chiar că îi făcea plăcere. Primește porecla de Buzatu din cauza înfățișării înspăimântătoare și toată lumea era speriată de el. Istoricul Eugen Șendrea îl descria ca fiind un bărbat înalt peste medie. Corpulent, capul lui trecea cu mult peste pragul ușii, avea părul lung și murdar, ochii mici ca două măsline și unghiile mari și netăiate. Faptele sale sângeroase și imaginea lui înfricoșătoare creează un adevărat mit urban în orașul celor șapte coline. Toată lumea se temea să cadă pe mâinile lui Chetrariu și Gavril. Banda lor funcționează cu succes timp de 8 ani de zile, până într-o zi când domnitorul Mihail Sturza devine sătul de tâlhăriile și crimele lor. Formează o poteră și pornește în urmărirea și prinderea tâlharilor. Potera își face treaba repede și în scurt timp Chetrariu și mâna lui dreaptă Gavril Ciobanu sunt prinși și încarcerați într-un beci aflat sub curtea domnească. Pentru că aveau un istoric bogat cu evadările din temnițe, cei doi erau legați de picioare cu lanțuri grele din fier și păziți la ușă de gardieni înarmați cu flinte și pistoale. Tribunalul îi judecă pe infractori în regim de urgență și îi condamnă la o sentință grea, moartea prin spânzurare. Problema era că în acel moment, la curtea domnească, nu exista niciun călău care să ducă la îndeplinire sentința tribunalului. Așa că Sturza lansează o ofertă de angajare către locuitorii orașului, doar că nimeni nu voia să accepte slujba de călău. Ca să vă faceți o idee, majoritatea oamenilor evita această meserie, oricât de bine era plătită ea, pentru că cei care ocupau această funcție erau disprețuiți de societate. Călăilor le era interzis să intre în biserici, iar oamenii nu îi primeau în case nici dacă erau pe moarte și aveau nevoie de ajutor. De multe ori, singurele opțiuni pentru autorități erau albanezii, sașii sau romii, cei din urmă fiind preferați cel mai des. Ba chiar, originea cuvântului călău provine din termenul romanii calos, care înseamnă negru, colțescul a extis. Din lipsă de opțiuni, domnitorul se hotărăște să aplice o metodă veche încă din Evul Mediu. Oferă postul oricărui prizonier din temniță care acceptă să devină călău pentru colegii de celulă, în schimbul eliberării sale. Bonus, viitorul călău ar fi urmat să primească o locuință, o uniformă și un salariu. Muncă la stat. Singurul care se oferă dispus să accepte oferta de angajare a fost Gavril Ciobanu, care este imediat eliberat și pus la treabă. Primului client urma să fie chiar fostul său șef Ion Chetrariu. Pe 18 aprilie 1839, Gavril își duce sarcina la îndeplinire fără nicio ezitare. Unge frânghia cu săpun ca să alunece mai bine, strânge lanțul în jurul gâtului lui Ion și trage capătul sforii pentru a finaliza acțiunea. În tot acest timp, Chetrariu nu schițează niciun gest, nu face nicio mustrare și nu-i adresează niciun cuvânt fostului său protejat. Probabil că era împăcat cu ideea. După această primă zi la muncă, Gavril va fi responsabilul curții domnești atât pentru execuțiile publice, cât și pentru aplicarea pedepselor cu bătaia, nu că i-ar fi părut rău de asta. I se confecționează o uniformă personalizată, care era formată dintr-o tunică închisă la gât, pantaloni roșii, o căciulă pe cap pe care scria călăul temniței,
un bici pe care să-l folosească la aplicarea pedepselor și o mantă roșie pe spate ca un fel de pelerină. Primește domiciliu în fosta reședință a familiei Moruzi, o casă construită la începutul secolului al XIX-lea, care era poziționată foarte aproape de locul de execuție al orașului. Două lucruri interesante am să vă spun aici. Înainte de Sturza, locul de execuție al orașului Iași era în spatele curții domnești, pe podul care făcea legătura între grajdurile domnești și restul orașului, zonă pe care astăzi o cunoaștem sub numele de Podul Roș, trimitere la culoarea sângelui condamnaților executați. În același timp, casa Moruzi se află în zona Iașului care se numește Manta Roșie, trimitere către culoarea pelerinei pe care călăul Gavril o purta. Din păcate pentru el, cariera lui Gavril se încheie pe 25 octombrie 1847, odată cu execuția fraților Cuciuc, condamnați pentru că și-au ucis tatăl. Fratele cel mare al familiei Cuciuc era funcționar la un minister și cel mic ofițer în armată, iar Sturza voia să-i dea ca exemplu pentru cei care ar fi vrut să comită astfel de crime pe viitor. Din acest motiv, toți locuitorii Iașului, de toate categoriile sociale, erau invitați pe câmpia de lângă Mănăstirea Frumoasă ca să fie martori la execuție. Gavril se achită din nou de sarcină într-un mod profesionist și la câteva zile distanță este trimis la Dorohoi ca să ducă la bun sfârșit și execuția mamei vitrege a fraților Cuciuc, complice și ea la moartea soțului ei. La începutul anului 1848, Sturza desființează pedeapsa cu moartea și odată cu ea și postul lui Gavril. După eliberarea din funcție, fostul călău primește o pensie anuală de 500 de lei de la stat și se retrage la Mănăstirea Secu din Neamț. Se spune că ar fi parcurs pe jos distanța dintre Secu și Iași pentru a-și spăși păcatele și odată ajuns acolo, hotărăște să se călugărească. Scriitorul Alexandru Vlahuță pomenește despre părintele Gavril de la Secu în opera sa În munții Neamțului. Astăzi, casa Moruzi de pe Manta Roșie este părăsită și despre ea se spune că ar fi bântuită de fantomele celor executați de Gavril Ciobanu. Casa rămâne singurul lucru care mai aduce aminte de existența ultimului călău din istoria Moldovei. Cum vi s-a părut povestea lui Gavril? Mie miturile astea urbane îmi plac foarte mult, motiv pentru care am și un tur de oraș cu bicicleta electrică unde povestesc despre legendele Iașului. Dacă sunteți interesați de astfel de tururi, vă las linkul pentru contact în descriere. Nu uitați să-mi lăsați și voi în comentarii părerea voastră despre Gavril Ciobanu. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și de data asta și dacă sunteți noi pe canal, dați un subscribe și aprindeți și clopoțelul ăla de lângă să vă stresăm cu notificări. Până data viitoare, ne vedem pe Facebook și pe Instagram, o să las linkurile în descriere și nu uitați, cel mai important, v-am țucat!